În perioada 14-18 septembrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți organizează selecția în vederea ocupării a 7 posturi de execuție vacante. Până vineri, 18 septembrie, ora 16, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți organizează selecție în vederea ocupării a 7 posturi vacante, 5 dintre acestea de subofițer operativ principal, iar 2 de conducător autospeciale, fără concurs, prin încadrare temporară, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic. Candidații care solicită înscrierea trebuie să trimită dosarul complet, exclusiv în format electronic. Toate informațiile necesare înscrierii se pot găsi accesând site-ul instituției www.isumehedinți.ro, secțiunea despre instituție, organizare, carieră. Documentele înaintate vor fi completate de mână, apoi scanate în format PDF. Persoanele care îndeplinesc condițiile de participare și ale căror dosare de recrutare sunt complete și corect întocmite vor fi planificate la interviu. Mai multe detalii privind condițiile de angajare și modul de depunere a dosarelor de înscriere pot fi obținute la numărul de telefon 0743 057 335 zilnic între orele 9 și 16.